fost un meci interesant. Un meci cu luptă multă. Greșeli din ambele părți. Ecolux s-au profitat de ocaziile pe care noi le-am oferit, noi ne-am marcat și s-au prins la care este. A fost multă luptă, s-a pus osul la bătaie, dar și fotbal spectaculos. A fost spectaculos, a fost luptă pentru că în ambele echipe au fost jucători cu experiență, jucători din Națională Futsal, jucători foarte experimentați de asta și s-au prins fotbal așa. Pe teren mic, spațiu, asemenea jucători nu-ți dau. La final, la scorul 3-2, ați avut 2-3 ocazii, dar portarul advers s-a opus. Da, portarul advers s-a opus, sau băieții s-au apărat foarte bine cu toată echipa în 10 metri, dar felicitări lor, când vrei să câștigi, e necesar să ia pe așa. Au ținut de timp, da? Au ținut timp, s-au bazat pe contraatacuri mai mult, pentru că la scorul 3-2, împotriva la asemenea jucători experimentați, rezolvi cu o asemenea tactică, dar felicitări lor. Totuși, MMZ este în primele patru, aproape de play-off, dar nu e calificată teoretic. Crezi că cineva vă poate pune presiune? Sunt de crezut în echipa mea, dar mai sunt meciuri. Minge rotundă, vedem. Sperăm să merim în play-off și deja acolo va fi lupta adevărată.